Continuăm seria de la Cruce la Putere cu uh, mesajul ferm în credință. Uh, puteți să spuneți împreună cu mine, ferm în credință. Fermi în credință. Uh, am luat titlul uh, pentru mesajul acesta din 1 Corinteni 16 cu 13, unde spune Vegheați, stați fermi în credință, fiți tari, vegheți! Stați fermi în credință. Este, este o chemare. Este o chemare pentru fiecare dintre noi. Avem nevoie să fim fermi în credință și nu știu dacă voi v-ați pus întrebarea de ce. De ce Isus, după ce a înviat, nu, uh, nu a zis salut și la revedere? De ce a trebuit să stea 40 de zile? Ce a făcut Isus? În cele 40 de zile după înviere. Și uh, am văzut în ultimele săptămâni, am uh, văzut în mesajul pastorei Atena că, uh, practic, unul din motivele pentru care Isus a rămas uh, în cele 40 de zile a fost ca El să le explice Biblia la ucenici. Este? A fost pentru ca El să le deschidă mintea. La ucenici. Și a fost pentru ca el să îi binecuvânte. Săptămâna trecută am văzut că uh, noi suntem chemați să nu prejudecăm. Să nu prejudecăm. Să nu uh, judecăm înainte. Pe prejudecata de fiecare dată are o bază greșită. Și noi uh, astăzi vrem să mergem mai departe și am spus la început că o să vă surprindă uh, ce, uh, ce vom vorbi astăzi pentru că uh, tema titlul mesajului este ferm în credință, dar uh, ca și răspuns la de ce a trebuit Isus să stea încă 40 de zile, uh, uh, motivul pentru care Isus a stat încă 40 de zile după învierea lui a fost acela de a-i face pe ucenici să creadă. Și poate te întreb. Stai un, pic, stai un pic, ucenicii n-au crezut? Haideți să vedem ce zice Biblia. Marcu 16, versetul 9, spune După ce a înviat în dimineața primei zile a săptămânii, Isus s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care alungase șapte demoni. Ea s-a dus și a anunțat pe cei ce fuseseră împreună cu El, cu Isus, care se tânguiau și plângeau. Dar când au auzit ei că trăiește și că fusese văzut de ea, priviți ce spune Biblia. N-au crezut. Ucenicii. Vorbim aici de cei 11 ucenici. Știți că au fost 12, Iuda l-a trădat pe Iisus, apoi s-a spânzurat și au rămas 11. Și practic cei 11 care au fost împreună cu Iisus 3 ani și jumătate, N-au crezut. N-au crezut. Iisus a înviat și ei n-au crezut. Marcu 16 spune, versetul 12, După aceea, în timp ce doi dintre ei se duceau pe jos la câmp, li s-a arătat, arătat sub o altă învățișare ei, s-au dus și i-au anunțat pe ceilalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Nici pe ei nu i-au crezut. Practic, din nou, vorbim de cei 11 N-au crezut-o pe Maria, nu i-au crezut pe cei doi ucenici și ne întrebăm de ce a trebuit Isus să rămână 40 de zile. De asta. Ca să-i facă să creadă. să ajute pe ucenici să creadă. Luca 24 cu 9 spune, când s-au întors de la mormânt, i-au anunțat toate aceste lucruri pe cei 11 și pe toți ceilalți. Cele ce le-au spus apostolilor aceste, lucruri erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Însă cuvintele acestea li s-au părut bazme și nu le-au crezut pe femei. Li s-au părut bazme și nu le-au crezut pe femei. Asta e scris în Biblie. Ucenicii, cu care a fost trei ani și jumătate, au zis, asta e zbăsme, Cum adică e viu? Cum adică a, a, a înviat? Nu le-au crezut, nu le-au crezut. Cum putem noi să fim fermi în credință? Isus a rămas 40 de zile ca să-i facă pe ucenici să creadă. Să creadă că El, este, el a înviat. Și, și practic sunt trei lucruri pe care noi avem nevoie să le credem. Trei lucruri în care trebuie să ne punem ferm, să fim stabili în credință. Avem nevoie să credem că Isus este Dumnezeu nu doar că este fiul lui Dumnezeu, că este Dumnezeu. Avem nevoie doi să credem că Isus ne iubește. Și al treilea lucru care avem nevoie să l credem este că noi îl iubim pe pe Isus. Și vom privi la aceste trei lucruri în următoarele minute și uh, pentru ca să credem aceste lucruri avem nevoie să facem trei pași. Primul pune fapte credinței tale. Ai nevoie să pui fapte credinței tale. Ca să poți pune fapte credinței tale, ai nevoie să clarifici asta. Să clarifici primul lucru, că Isus este Dumnezeu. Dacă, dacă în inima ta nu clarifici faptul că Isus este Dumnezeu și a fost doar un profet sau, sau este Isus, cred în Isus Hristos, dar nici nu ți ai pus problema este Dumnezeu atunci nu poți să pui fapte, dar dacă ai convingerea asta în inima ta, că Isus este Dumnezeu, atunci vei pune fapte credinței tale și o să vă conduc printr-un pasaj, apoi vom vedea cum putem, cum putem, să ne întărim credința, că e foarte important ca noi să ne întărim credința, să fim fermi în credință și pentru a fi fermi în credință avem nevoie să ne punem fapte credinței. În Marcu, capitolul 9, versetul, de la versetul 14 până la 19, Uh, uh, vedem o întâmplare care practic vine imediat după ce Isus a fost pe munte. Isus s-a dus împreună cu trei dintre ucenici pe munte, unde s-a produs uh, transformarea, schimbarea la față. Și uh, uh, sigur, Isus l-a luat pe Petru, uh, Iacov și Ioan împreună cu el, pentru ca cineva să fie acolo și să fie martor și să scrie despre, despre asta. Dar când uh, Isus a coborât de pe munte, la poalele muntelui erau ceilalți nouă ucenici, cu trei s-a dus pe munte, ceilalți nouă erau la poalele muntelui și era o mare zarvă, spune Biblia, și ucenicii discutau cu un tată. Tatăl ăsta a venit la, la ucenici ca să... Ca să le spună, uite, am băiatul ăsta care are problemele astea, are epilepsie, are, are boala asta și are nevoie de eliberare, are nevoie să fie, să fie vindecat. Ucenicii, ucenicii, tatăl spune, ucenicii n-au putut să-l ajute. Și atunci Isus îi spune, le spune, îi spune acelui tată, aduceți-l la mine. Creatorul Universului, creatorul Cerului și Pământului. Spune, ok, o să mă, o să mă ocup, aduceți-l la mine, o să mă ocup eu de, de băiatul ăsta. Apoi, în, în versetul 20, vedem cum uh, ei, uh, tatăl a adus copilul la Isus și după ce l-a adus, imediat copilul a început să, uh, uh, să, să intre în acea criză și să se zvârcolească, să facă spume la gură și... Uh, și am observat acolo un lucru incredibil. Iisus, când, când s-a întâmplat asta, pentru că l-a adus pe copil și imediat a început să se manifeste acel spirit și, și Iisus nu a făcut, oh my goodness, sau oh doamne, sau oh Iisuse, nu, nu a făcut asta. El a fost foarte calm. Imaginați-vă, nu vreau să, să uh, aveți impresia că nu sunt sensibil cu privire la ce s-a întâmplat băiatului, dar dar Isus a fost foarte calm. Probabil că Isus când o văzut, o zis hm. S-a uitat la Tatăl și zice uh, și de când de când are chestia asta. Și Tatăl îi zice: păi de la, de la naștere, de la naștere." Și Isus Isus îi spune uh, Uh, și se întâmplă des, se întâmplă des asta? Destul, destul de des, spune tatăl. De un, uh, sunteți căsătoriți de, de unde? De unde sunteți? Păi din uh, Galileea. suntem. Uh, a, în Galileea, știi restaurantul ăla în care uh, se gătește ca la mama acasă. Puh, sup aia extraordinară. Ce vreau să vă zic? Uh, nu știu dacă au avut conversația asta în momentul ăla. Dar vreau să vă zic că Isus a fost foarte calm. Demonul nu l-a impresionat pe Isus. Când demonul a început să se, să se manifeste și să, să facă spectacol, Isus l-a scos afară. Lui Isus nu i-a fost teamă. De ce? Pentru că Isus este Dumnezeu. Isus este Dumnezeu și El, el nu, nu, se teme, nu este impresionat de, de un demon, nu este impresionat de, de o manifestare care, care, încearcă să iasă în evidență. Și apoi tatăl copilului, în versetul 22, îi spune, îi spune lui Isus, îi spune lui Isus, dacă poți, dacă poți face ceva. Și mi-l imaginez cum, cum tatăl era efectiv disperat, poate cu lacrimi în ochi, poate um, uh, uh, fără, fără nicio vlagă în el și spune, oh, dacă, dacă ai putea să faci ceva. Și atenție ce, ce spune Isus în momentul ăla. Isus îi spune, nu-i despre nu de asta. Nu-i despre mine, dacă eu pot. E clar că eu pot face asta. E despre tine, dacă tu poți crede asta. Poți tu crede asta? L-a întrebat Iisus și, și, și omul, tatăl, îi dă un răspuns incredibil. Îi dă un răspuns incredibil. Îi spune, da, cred, ajută-ne credinței mele. Poate că fiecare dintre noi avem avem domenii în care putem să-i spunem lui Isus în felul ăsta. Da, cred Isus. Ajută necredința. Ajută mă să cred mai mult. Poate că e vorba de... de uh, Viața ta personală, te lupți cu anumite lucruri în viața ta personală, poate că te lupți cu nevoi, cu probleme, cu boală, cu uh, lipsă, cu, uh, cu lupta asta. Este o luptă pe care pe care de multe ori noi nu o identificăm ca o luptă. Este lupta asta care uh, de a face lucrurile în forțele proprii. Când noi facem lucrurile în forțele proprii, atunci nu lucrăm în ungere. Și dacă nu lucrăm în ungerea lui Dumnezeu, ne epuizăm, ne frustrăm, suntem, ne termină pur și simplu. Și asta este o luptă cu care unii dintre noi ne luptăm și în asta, în domeniul ăsta am putea spune, Doamne, cred, cred, că, cred că Tu ești Dumnezeu și mă poți ajuta. Ajută-mă să cred mai mult, să, să renunț la forțele proprii, pentru că, dragul meu, vei fi mult mai eficient atunci când lucrezi în, în daruri și în chemarea pe care, și în ungerea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine. Vei fi mult mai eficient. Și poate că ai nevoie în familia ta să, să îi spui rugăciunea asta. Da, Doamne, cred, dar vreau să cred mai mult, Doamne, pentru soțul meu, pentru soția mea, Doamne. Vreau să cred mai mult pentru, pentru, pentru grupul meu, pentru viitorul meu, pentru familia, pentru copiii mei, Doamne. Fiecare probabil că avem o rugăciune de genul ăsta, nu? Și putem să mergem la Isus și să-i spunem, Doamne, cred, cred, dar am nevoie de mai multă credință. Am nevoie să cred mai mult. Și după aceea, Isus le dă ucenicilor o cheie incredibilă prin care ei pot să-și construiască credința. Prin care pot să aibă mai multă credință. Priviți în, în versetul 28. Când a intrat el în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte: Noi de ce n-am putut să-l alungăm? El le-a zis: Astfel de demon nu pot ieși afară prin nimic decât prin rugăciune și post. Ce ne spune Isus aici? Dacă vrei mai multă credință, trebuie să faci ceva. Nu poți să stai pe canapea și să butonezi și să-ți crească credința. Mă aude cineva? Nu putem sta să așteptăm să avem mai multă credință. Noi avem nevoie să presăm în Dumnezeu. Să presăm, să ne rugăm, să stăm în rugăciune și să spunem, Doamne, vreau să lupt pentru asta. Și lupți acasă, în timpul Tău cu Dumnezeu. Lupți în rugăciune. Doamne, vreau să vreau să cresc în. Vreau să cresc spiritual. Vreau să cresc în credință, Doamne. Vreau să cresc și să, să înving Doamne. Și el îți spune poți. Poți. Poate, poate vrei mai multă ungere, dar n-ai. Ai nevoie să te rogi mai mult. Ai nevoie să, te, să postești mai mult. Și atunci vei avea mai multă putere. Vei avea mai multă ungere. Și am început mai multă vreme să citesc Biblia și să o ascult în uh, 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 varianta The Message. Cei care, cei care puteți să citiți în limba engleză, vă recomand, citiți Biblia în varianta asta, când o citiți pentru voi, pentru că uh, o pune uh, într-o perspectivă incredibilă. E aceeași Biblie, nu e altă Biblie, uh, este, uh, este o uh, variantă care ți uh, uh, o explică pe înțelesul, uh, pe înțelesul tău și vreau să citesc... Din Iacov 2 cu 21, aș, aș vrea ca toți să puteți citi uh, uh, varianta asta de uh, traducerea Bibliei. Iacov 2 cu 21 spune, nu a fost strămoșul nostru Avram acceptat de Dumnezeu prin fapte când și-a pus fiul Isaac pe altarul de sacrificiu? Nu este evident că credința și faptele sunt partenere în jug? Că credința se exprimă prin fapte? Mă auziți? E, e, e o expunere incredibilă, de, e, foarte clară, nu? Că faptele sunt fapte ale credinței. Cu alte cuvinte, nu sunt fapte ale salvării. Altfel spus, nu faci fapte ca să fii salvat, ci faci fapte pentru că ești salvat. Sunt fapte ale credinței. Sensul de plin, și asta îmi place foarte tare, sensul de plin al cuvântului a crede din propoziția din scriptură, Avram a crezut pe Dumnezeu și a fost împăcat cu Dumnezeu, include acțiunea sa. Include acțiunea sa. Pavel, practic, ne spune că Avram a crezut pe Dumnezeu și asta i-a fost socotită în neprihănire. Iacov vine și ne spune că Avram a crezut pe Dumnezeu și a adăugat acțiune, fapte la credința lui și asta i-a fost, fost considerată neprihănire. Se contrazice Biblia? Niciodată. Biblia nu se contrazice. Biblia se completează. Pavel a spus într-un fel... Iacov a venit și a completat și a spus, adaugă, fă ceva, fă ceva, pune fapte credinței tale, nu sta, implică-te. Implică-te. Urmează Festivalul Slujirii, Festivalul Comunității. Vom merge în Reghin, în Toplița și vom forma grupuri noi în jurul acestui festival. Se încheie acest sezon de grupuri și în iunie vom avea grupuri noi de slujire. Așa că vreau, vreau în, în următoarea perioadă să îți pui, să pui fapte credinței tale. Pune fapte credinței tale. Începe să cauți domenii în care tu poți, în care tu ai daruri, ți-ai identificat, dacă ai fost la cursul de scoperă, la pasul 2, ai identificat darurile pe care le ai. Și în momentul în care ve ai văzut, ok, ăsta e darul meu, administrare sau, sau știu eu, oricare ar fi darul tău, tu poți alege un domeniu în care să slujești în cadrul festivalului comunității. Cu darul tău. Asta e frumusețea. Nu stăm acasă vara. Amin. Ne implicăm în grupurile de vară unde putem să slujim comunitatea, să facem o diferență în comunitate. Și, și în felul acesta noi adăugăm, punem credința noastră, credinței noastre îi, îi punem fapte. Amin? E foarte important să, să înțelegem asta și să intrăm în acțiune. Deci vrei să fii ferm în credință, vrei să crești în credință. Asta dacă vrei să fii ferm și să crești în credință, ai nevoie să-ți pui fapte, credințe. Sau, sau altfel aș putea să spun pune-i picioare credinței tale. Sau pune-i mâini credinței tale. Pune-i pune știu eu, la ce ești bun tu. Poate că ești un, un ești bun pe computer pune degete credinței tale, pune, poate ești bun în orice lucru în care ești bun, în care Dumnezeu te-a înzestrat, vreau să pui fapte acelei, acelui dar, acelei, acelei abilități, amin? Crești în felul acesta. Dacă vrei să crești în credință, Dragul meu, nu sta, nu sta acasă. Pur și simplu vin la, la întâlnirea bisericii, cei care sunteți aici felicitări, cei care sunteți online și pe voi vă felicit, dar vreau să spun ceva aici. Dacă rămâi acasă, dacă rămâi acasă pe, din motive de siguranță sau, sau din știu eu, din motive de, de boală, atunci te înțeleg. Dar vreau să te chem aici, când, când vei avea pace, când vei avea pace, vreau să te chem, vino aici, vino aici, pentru că este ceva, este ceva care, care este aici și nu este în online, este dragii mei, ceva este aici, care... care, care face lucrurile să fie diferite și. Așa că, dacă motivul pentru care rămâi acasă este acela că vrei să ai biserica în pijamale, nu e un motiv bun să stai acasă. Okay? Așa că, vă chem, vă chem, veniți aici, veniți aici și să, să ne închinăm împreună și să. nu doar să, să mergem la biserică, citeșteți Biblia! Citește Biblia dacă vrei să crești în credință. Închină-te, aduți zeciuiala la biserică, dăruiește, implică-te, slujește. În felul ăsta tu crești. În felul ăsta tu te dezvolți și, uh, și cred că în uh, următoarea perioadă fiecare dintre noi putem să experimentăm prezența și puterea lui Dumnezeu în și peste viața noastră atunci când noi începem să punem fapte credinței noastre. Amin? Spuneți-vă rog împreună cu mine, pune fapte credinței tale. Și acum răspundeți. Îmi pun o să pun fapte credinței mele. Acasă noi ne-am, în, special în, în cămară, ne-am instalat un senzor atunci când deschidem ușa să se aprindă lumina. Când este mișcare, se aprinde lumina. Ca să nu trebuiască. În cămară mergi de foarte multe ori, nu? Și am zis că tot timpul se strică întrerupătoarele. Dacă tot timpul trebuie să-l aprins, să-l să uiți, Uiți lumina aprinsă acolo. Așa am făcut că pur și simplu când este mișcare, când este activitate în cămară, se aprinde lumina. Vreau să vă spun, nu este nicio problemă cu puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu este activă, se activează când noi intrăm în acțiune. Amin? E foarte important să înțelegem asta. Doi, primește revelația credinței. Care e revelația credinței pe care avem nevoie să o primim? Revelația credinței este că Isus Hristos te iubește. Isus Hristos te iubește și ai nevoie să crezi asta cu toată inima ta. Poți să îți închizi ochii și să, să te gândești la asta. Isus Hristos mă iubește. Nu știu ce înseamnă asta pentru tine, dar pentru mine asta înseamnă totul. Când am primit revelația asta, au căzut limitele din viața mea. Au, uh, fricile au pălit. Viața mea a început. Eu am început să, să, să zbor. Am început efectiv să mă ridic deasupra circunstanțelor. Și îmi amintesc în urmă cu... în, în 97, mulți ani în urmă, am, am primit revelația asta. Că Isus mă iubește. Și... Țin minte clar că atunci am ales imaginea asta cu un vultur care, care survolează, care, care efectiv uh, taie curenții de aer și la înălțime foarte mare se ridică și uh, nu are nicio treabă. N-are nicio treabă cu prădători, n-are nicio treabă cu... Uh, el îi acolo, survolează deasupra. Și mi-am imaginat atunci că mă voi ridica împreună cu Duhul Sfânt, împreună cu Dumnezeu, deasupra oricăror circumstanțe și voi fi eu și El în armonie, voi beneficia, voi lua iubirea Lui pentru mine și apoi o voi lăsa să curgă prin mine, înspre oamenii din jurul meu, pentru că, -am, pentru că am înțeles că El mă iubește și, uh, și e foarte important să credem asta. Ucenicii. Urcenicii n-au crezut asta. Isus a trebuit să stea, a trebuit să stea 40 de zile pentru ca să îi învețe asta. Și slavă Domnului că a stat pentru că ne-a învățat și pe noi. Amin? Haideți să, să priviți aici la Ioan 20. Spune, dar în prima zi a săptămânii Maria Magdalena a venit la mormânt dis de dimineață când încă era întuneric și a văzut că piatra fusese îndepărtată de la intrarea morm mormântului a alergat și a venit la Simon Petru și la, ceilalt, și la celălalt ucenic, cel pe care îl iubea Isus. Cel pe care îl iubea Isus. ăsta ucenic, știți cine era acest ucenic? Era Ioan. Era Ioan. Și el se referă la el însuși ca și cel pe care Isus îl iubea. În toată, în toată Evanghelia după Ioan se referă la el ca la ucenicul pe care îl iubea Isus și le-a zis: L-au luat pe Domnul din Mormânt și nu știm unde l-au pus. Ioan 23 și 4. Atunci, Petru și celălalt ucenic, din nou, au ieșit și s-au dus la Mormânt. Cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic, <laughs> e șmecher, celălalt ucenic a alergat mai repede decât Petru. Și a ajuns primul la mormânt. Practic, Io Ioan vrea să ne zică, noi știm cine e celălalt ucenic, dar e ok, păstrăm pentru noi. Ioan, 20 cu 8, spune, atunci celălalt ucenic, și din nou, care a ajuns primul la mormânt. Ok, deci numai așa să se noteze. A intrat și el, a văzut și a crezut. Avem un ucenic care a crezut. Doar Ioan. Avem unul din 11 care a crezut. Slavă Domnului, nu? Avem unul care a crezut și și de ce? De ce a crezut? Pentru că mă interesează, vreau să știu de ce a crezut el ca să pot crede și eu. Pentru că nu l-a văzut în persoană pe Isus, a văzut că nu este. A văzut că nu este. Mă înțelegeți? Deci nu l-a văzut pe Isus și a crezut, a văzut că nu e, nu știa unde e, nu știa nimic, dar a crezut. Ce a crezut? A crezut ce au zis femeile mai devreme, că a înviat. A crezut că și, și mai ales a crezut că îl iubește, a crezut că Isus. Îl iubește și uh, uh, e foarte important, prima cheie, primul lucru foarte, foarte important este să punem fapte credinței noastre, practic, să, să uh, credem că atunci punem fapte când credem că Isus este Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru foarte important este să credem că Isus ne iubește și Ioan, haideți să vă arăt cum credea el că Isus îl iubește, cum, cum știa că Isus îl iubește. Ioan 13 spune unul dintre ucenicii lui, cel pe care îl iubea Isus. Putem să spunem asta împreună de fiecare dată când o să o citesc. Cel pe care îl iubea Isus și de la masă rezemat de pieptul lui Isus. Ioan 19, când a văzut-o Isus pe mama lui și pe ucenicul pe care îl iubea. Ioan 21, atunci ucenicul pe care îl iubea Isus. Ioan 21, Petru s-a întors și l-a văzut venind după ei pe ucenicul. Ucenic. <laughs> uh, uh, continuăm, continuăm la nesfârșit. Ucenic. Se, se referea la el și uh, n-am putut să nu mă gândesc, mă, oare de ce? Totuși, de ce se referea la el ca la ucenicul pe care îl iubea Iisus ăsta? într-un fel. Toate versetele astea seamănă cu, uh, cu versetul ăsta 3 din uh, numărul 12. Moise era un om foarte blând, mai blând decât, toți, decât orice om de pe fața Pământului. Știți cine a scris asta? Moise. <laughs> uh, acum, fie, fie credem că Moise și Ioan erau egocentrici, fie... Credem că Moise și Ioan au fost inspirați de Duhul Sfânt și n-au făcut altceva decât să, să, să spună, n-au spus-o sub formă de mândrie, ci au spus-o pur și simplu ca un fapt. Cum, cum aș spune eu că am părul alb? Este un fapt. Că nu-l vedeți, e altă treabă. Dar... E <laughs> uh, uh, un fapt. Și nu, nu cred că a spus-o cu mândrie, dar ă, 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 asta înseamnă, asta de asemenea nu înseamnă că Isus nu iubea pe ceilalți ucenici. Practic, Ioan știa că Isus îl iubește. Știa și știa că Isus îl iubește. Apropo, știați că Ioan este singurul dintre cei patru evangeliști care au a înregistrat a 11-a poruncă, știți că avem 11 porunci, nu 10. Știați, nu? Nu? Um, Isus, practic, în, în Ioan 13 spune, Iisus a spus, vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții. Ioan 15 cu 34, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Ioan 15, vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Și apoi în 1 Ioan, care e o carte pe care tot Ioan a scris-o, spune, și porunca pe care o avem de la el este aceasta, cine îl iubește pe Dumnezeu să-și iubească și fratele. Uh, Practic, Ioan a fost singurul dintre cei 11 ucenici uh, care... Uh, uh, 11 spun după ce Iuda uh, l-a trădat pe Isus și nu a mai fost parte din, uh, dintre ucenici pentru că uh, a murit uh, și a luat viața. Uh, dar Ioan a fost singurul care nu a murit ca și martir. Uh, și vreau să, vreau să vă arăt cum au murit ceilalți zece apostoli. Matei a fost omorât cu sabia, Filip a fost spânzurat, Petru a fost crucificat cu capul în jos, Iacob a fost aruncat de pe templu și apoi bătut până la moarte. Ăsta a fost Iacob cel mic. Iacob cel mare a fost decapitat. Simon Zelotul a fost crucificat, Bartolomeu a fost biciuit până la moarte, Toma a fost omorât cu sulița, Tadeu a fost omorât cu săgeți, Andrei a fost bătut de șapte soldați și apoi crucificat. Și dacă vreți să știți cum sau uh, 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 de ce Ioan nu a murit, nu a fost martirizat, nu este pentru că n-au încercat. Au organizat o, au organizat într-un coloseum o întâlnire în care promiteau marele eveniment la final, omorârea lui Ioan. Și după ce au omorât mai mulți creștini în arenă, au pregătit un, un vas imens plin cu, cu ulei fierbinte și l-au pus pe Ioan în, în, ulei fierbinte și el a început să le predice Evanghelia de acolo. Le-a predicat Evanghelia, au, au, la sfârșit l-au scos din vasul acela și atunci practic l-au exilat în insula Patmos, de unde el a scris cartea Apocalipsa. Și nu l-a afectat fizic absolut deloc, nu știu dacă nu l-a afectat sus, pentru că dacă ați citit Apocalipsa, glumesc, glumesc. E o glumă, da? Practic, Ioan a înțeles, a primit revelația. A primit revelația că Isus îl iubește. Și a trăit viața, nu știu dacă știați, dar el a trăit peste 100 de ani și uh, și a uh, reușit să ducă mai departe ceea ce Isus a plantat în el, dragostea aceea pe care el a simțit-o și a, a primit revelația dragostei lui Dumnezeu, a putut să o dea mai departe și noi astăzi suntem uh, fermi în credință uh, pentru că punem fapte credinței noastre, pentru că noi credem că Dumnezeu ne iubește. Amin? Primim revelația credinței, primim revelația că, că Isus ne iubește și trei, acceptăm miracolul credinței. Care este miracolul credinței? Miracolul credinței este acela că eu îl pot iubi pe Dumnezeu. Ăsta e un miracol. Că noi, oamenii, putem să-l iubim pe Dumnezeu. Și uh, îi, uh, în, în perioada aceea de 40 de zile, Isus a lucrat la partea asta și înainte de înălțare, în Ioan 21, Isus vorbește cu Petru. Și este un pasaj faimos în care Isus îl întreabă pe Petru de trei ori. Petre, mă iubești, Petre, mă iubești, Petre, mă iubești. Și de fiecare dată Petru răspunde și a treia oară Petru spune, Doamne, tu pe toate le știi. În momentul ăla cred că Petru a primit revelația faptului că el poate să-l iubească pe, pe Isus. Cred că e foarte important noi să înțelegem că atunci când Dumnezeu ne pune nouă o întrebare, nu ne pune o întrebare ca să afle El ceva. Ne pune o întrebare pentru ca noi să aflăm ceva. Și când Dumnezeu l-a întrebat pe Petru și poate că te întreabă pe tine, Petre, Vasile, Ioan, numele tău, mă iubești? Nu, nu te întreabă pentru că el nu știe. Pentru că tu nu știi. El îți spune ție întrebarea asta. Și îmi pune mie întrebarea asta. Marin, mă iubești? Și um, Petru, cred că a fost cel mai uman dintre, dintre ucenici. Și uh, dacă, dacă vedem uh, 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 momentul în care el uh, uh, era uh, Iisus, imaginați-vă, Iisus vine pe mare și la un moment dat Iisus uh, zice, eu sunt, nu vă temeți. Petru din barcă, Zice, dacă ești tu, tocmai am spus că eu sunt. Petru zice, dacă ești tu, spunem să vin la tine. Cam așa facem și noi, nu? De multe ori. Dumnezeu ne spune ceva și noi zicem, Doamne, dacă tu mi-ai zis, tocmai ți-am zis. Apoi, apoi îl vedem pe Petru, am pomenit un pic că a, a fost luat pe munte, nu împreună cu Isus în Matei 17, și, și acolo Petru, Iacob și Ioan sunt uimiți de ceea ce, de ce au văzut. Practic, Isus s-a transformat la față și, și mi s-a părut așa incredibil. Fața lui Isus a strălucit ca soarele. Și, și nu e o exagerare. Este, este, Biblia, este inspirație. Nu e exagerare. Chiar a strălucit ca soarele fața lui Isus. Și a venit Moise și Ilie și au început să vorbească cu Isus. și Petru zice, ce bine că sunt eu aici. Tatăl a trebuit să intervină și să zică, Practic, tatăl a intervenit de, de, de trei ori în total, în, în timpul vieții pe pământ al lui Isus, și de două ori a zis: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și aici a trebuit să zică: De el să ascultați. Cu alte cuvinte, Petre, tași din gură. Ascultă ce are Isus de spus. Nu mai vorbi. Nu mai intra tu. Apoi îl vedem pe Petru în Matei uh, și, uh, uh, de fapt, nu numai pe Petru, dar și pe ceilalți ucenici în Matei 16, de la 13 până la 16, uh, când Isus le spune, cine, cine zice lumea că sunt? Și ei încep, păi, Ieremia? Uh, Ilie? Ioan Botezătorul, Ioan Botezătorul. Ciudat, stai un pic, am stat lângă Ioan Botezătorul. Cum să fiu eu, Ioan Botezătorul? Nu m-am botezat singur, nu? Uh, uh, și după aceea zice, Iisus zice, dar cine ziceți voi că sunt eu? Și atunci Petru zice, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Și Iisus Isus îi spune, nu carnea și sângele ți-a descoperit asta, Petre, cu alte cuvinte, e un miracol că ai dat răspunsul corect. E incredibil că ai, dat, ai reușit să dai un răspuns corect. Petru a, a fost exact ca noi. Exact ca fiecare dintre noi. Și, și apoi la cină, la cină, Isus stă împreună cu ucenicii lui și le, le spune în seara asta, toți, Veți găsi un motiv de potignire în mine, mă, mă veți părăsi. Petru zice, și, și Iisus nu numai că le-a zis asta, dar le-a dat și versetul din Vechiul Testament, în care spune, uh, voi, uh, păstorul va fi bătut și oile vor fi risipite. Dar Petru, după ce a zis Iisus asta, zice, chiar dacă toți te o să te părăsească, eu nu o să te părăsesc. Și Iisus ce îi zice? Tu o să te lepezi de mine de trei ori înainte să cânte cocoșul. Petru a ieșuat. Poate că, poate că fiecare dintre noi avem nevoie nu doar să privim la noi ca și umani, per ființe umane, pentru că suntem asta. Și poate că ai dat o în bară ca și Petru de trei ori sau mai multe ori. Dar vreau să, vreau să, vreau să, îți amintești trei lucruri. Că atunci când tu pui acțiune, când pui fapte credinței tale că Isus este Dumnezeu, când, când tu pui în viața ta, când, când lași viața ta să fie guvernată de credința ta, primești revelația că Isus te iubește. Și crezi, Iisus mă iubește. Când, când tu primești miracolul credinței și știi că tu îl iubești pe El, atunci viața ta împreună cu Dumnezeu începe să, 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 se, să existe la o altă dimensiune tu vei trăi la o altă dimensiune ca un vultur care care se ridică deasupra circunstanțelor. Te ridici și de acolo, de acolo te uiți la la circumstanțe deasupra, nu ești afectat de circumstanțe. Dumnezeu vrea ca tu să trăiești în altă dimensiune pentru că tu e aparții împărăției lui, e aparții lui Dumnezeu și uh, și vreau să crezi că uh, Isus este Dumnezeu, vreau să crezi Că El te iubește. Vreau să crezi că tu Îl iubești pe Dumnezeu și vreau să respingi minciuna Diavolului care spune că tu nu Îl iubești pe Dumnezeu, doar uite te la viața ta. Respinge această minciună. Cu minciuna asta a venit Diavolul la, la Adam când și Eva când au, au fost în grădină și ei s-au ascuns. S-au ascuns în frică și în rușine. Acum, pentru că Isus Hristos a murit, dragul meu. Isus Hristos a murit pe cruce în urmă cu peste 2000 de ani și tu nu mai trebuie să te ascunzi în frică și în rușine. Poți să te ridici, poți să ieși, poți să vii la Isus cu rușinea ta, cu frica ta, cu greșeala ta. Indiferent de câte ori ai dat o îmbară, poți veni la Isus pentru că Isus este Dumnezeu, pentru că Isus te iubește, pentru că tu îl iubești pe Isus și vreau să crezi asta. Vreau să crezi că tu iubești pe Isus. Dacă, dacă te păcălește că tu de fapt nu-l iubești pe Isus, atunci te poate ține legat în frică și în rușine. Dar dacă tu respingi asta și spui, nu, eu îl iubesc pe Isus, am greșit, mă împocăiesc, mă întorc la Isus, vin acasă de fiecare dată când, mă, când greșesc și, și, mă întorc la El, atunci satan nu te poate ține legat și tu ești liber ca să, ca să îți împlinești destinul, să, să, -ți, să -ți slujești prin darurile și să ți împlinești chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Așa că, dragul meu, vreau să îți amintești Că Isus a murit pentru tine, în locul tău. Și când tu îți pui viața în mâna lui, atunci nu mai lucrezi din forțe proprii. Lucrezi din puterea lui, din resursele lui, din darurile lui, din, din resursele pe care el ți le pune la dispoziție. Și faci o diferență cum nu ai gândit. Că vei putea face în viața ta și în cele 40 de zile în care Isus a fost pe pământ. A clarificat aceste trei lucruri pentru ucenici, pentru ca să le avem și noi clare. Îi mulțumim pastorului Marin Bloș pentru acest mesaj. Ne bucurăm că urmărești canalul de YouTube al Bisericii Creștine Noua Generație, dar nu te opri aici intră și tu în familie, în familia noastră online extinsă. Alătură-te live în fiecare duminică și abonează-te la canal pentru a nu rata niciun video sau vreo transmisie live și împărtășește-le și cu prietenii tăi. Îți mulțumim că ne urmărești și fii binecuvântat!